Patru esențiale, generalul, militarul și Stănculescu. Unul dacă era, unul singur dacă era. Asta, nu confundați Revoluția cu proclamația din 22 decembrie care a ținut, care a fost actul constituțional care a guvernat țara până la apariția Constituției în 1991. Ăla a fost actul constituțional care a guvernat țara. Și ăla cine l-a dat? Cei care au preluat. Corect. Forța Revoluției. Corect. De aceea l-ați lichidat pe Ceaușescu. Dar nu vă contrazice nimeni. Nu spun că e lovitură de stat. Nu spun lovitură de stat. Suntem de acord. Nu spun vorbim aceeași limbă. Dacă vrei să-i spui lovitură de stat, bă, eu nu consider că a fost o lovitură de stat în măsura în care n-a venit, sau n-a preluat puterea cei care făcuseră acest lucru, adică generalul... Cineva din echipa lui Ceaușescu, domnule. Nu, domnule, cineva din echipa de generalul Ioniță, de pildă, sau generalul Gușe. Gușe. Da. Adică, eu nu... De moment ce n-au preluat ei puterea, lovitura de stat e discutabilă. Dar preluarea puterii de către oameni care nu prea aveau nimic comun cu Revoluția, asta e o realitate. Pentru că, de exemplu, Iliescu, care se spune că e revoluționar, eu dacă trăiesc 1000 de ani, nu o să-i spun că revoluționar. El a fost revoluționar. El a fost un om care a fost împotriva lui Ceaușescu la o anumită perioadă, s-a marcat ca fiind un oponent din diverse motive al lui Ceaușescu și cu experiența lui, pe care eu o respect, și cu tot ce era legat de numele lui, a preluat această mișcare revoluționară și a condus-o unde a vrut el. Iliescu este un om care a venit la televiziune așa cum am venit și noi și mii de... Păi uite că eu m-am dus la un moment. Eu m-am dus la televiziune și nu m-a primit nimeni. Domnul, să fim serioși. Eu m-am dus la televiziune la fel și nu m-a primit nimeni. Nu m-a băgat nici dracu. Și pe noi ne-a primit? Păi Iliescu m-a primit. Păi dar nu era acolo la televiziune. Bine, asta e problema. Nu, domnul, dar eu vreau să rămân. Eu am fost înaintea lui. Cele două greșeli pe care vi le-am spus că le-a spus. Domnul, în niciun proces nu s-a culpabilizat Armata Română. Cum? A fost condamnată la despăgubiri. Păi e tot una. Este o diferență colosală, domnule. Adică? Despăgubirea rezultă din faptul că continuatorul instituției respective este Ministerul de Război, Ministerul de... Și deci instituția până în 22 a fost condamnată, nu? Dar nu a fost condamnată acea instituție care a preluat obligațiile, sau creanțele și obligațiile fostului, foste instituții care de ea a servit atunci de stăpânire. Domnul Cerveni, eu vă pun întrebarea următoare. Nu armată, normal, domnule, este ca aceste despăgubiri, dacă se vrea vinovat să găsesc, dar aceste despăgubiri să le dea statul român. Asta e altceva. Să le dea statul român, nu un minister sau altul. Pentru că Ministerul Apărării sau Ministerul de Interne... Statul român nu plătește decât printr-un minister. El nu plătește, statul român este nu este, cum să spun, ordonator de... El spune așa, statul român prin Ministerul de Finanțe. Statul român prin Ministerul de Cutate. Da, dar a fost condamnat ăsta. Așa e corect ce spuneți. Se condamnă statul român. Așa e. Dar pentru că nu s-a pronunțat acest lucru, nu semnează că s-a culpabilizat armata. O greșeală de formulare a unor despăgubiri civile nu semnează că e culpabilizat armata. Armata nu este judecată în acest proces. În acest proces a fost judecat și venim și la dacă a fost bine sau rău. A fost judecat. Bine, asta e altă problemă. Doi generali. Da. Dar teza asta pe care o spune cu obstinație aproape, toți cei care se pricep mai puțin, ce a culpabilizat armata, să fim serioși. Pe mine mă surprinde că Babiu, care este un jurist excelent, cum a putut să spună și a culpabilizat armata? Nu e adevărat. Fiindcă are interese de asta. Ați recunoscut că a fost o formulare greșită. Asta care e altceva. Dar nici măcar nu culpabilizează armata. Obligă instituția care conduce armata să plătească despăgubiri civile. Și asta nu înseamnă că e vinovat. Culpabilizarea știi ce însemnează atunci când răspunde penal. Ia răspunderea civilă nu semnează că ea este o răspundere pentru păcatele, pentru faptele penale care le-au făcut cei doi. Domnule Cerveni, eu vreau să deosebim două lucruri care sunt extrem de importante. Executarea ordinului care începe de la general și până la soldat și excesul de zel. Și excesul de zel. Merg mai departe. Deci acest lucru se pară. Acești doi generali au fost decupați. Păi lăsați-mă să merg mai departe. Da, vă rog. Este altă poveste. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Eu ca un politic vorbesc aici. Ca jurist nu-mi permit, mai ales să fac o disecție a unei soluții care nu e încă nici măcar definitivă, să încerc să spun eu că nu cunosc, cum să spun eu, fundamentarea, nu cunosc motivarea. Adică nu pot să mă... Când vorbești de vinovăție,
Sunt două forme de vinovăție. Vinovăția, sensul curent al cuvântului, pe care o spune orice, un copil sau un adult, în orice împrejurare, și vinovăția ca termen juridic. Deocamdată, ca termen juridic, nu putem să vorbim noi aici de vinovăția generalilor, pentru că, în primul rând, această hotărâre nu este definitivă și, în al doilea rând, nu cunoaștem fundamentările. Procesul ca atare pot să-l discut și o fac ca un politic. Da. Procesul e o greșeală. Da. Este o greșeală formie. De fapt, toate procesele care s-au făcut din 1989 încoace au fost mari greșeli. Mari greșeli juridice. Da. Concepționale, de concepții. Foarte mare. Omorârea lui Ceaușescu. Procesul lui Ceaușescu. Este o greșeală fantastică. Este ne-a proiectat pe noi ca juriști, care aveam o anumită imagine în lume. Ne-a proiectat ne-a marginalizat pur și simplu. Și o ilegalitate, domnule Ceaușescu. Separat de fapt. Alte procese anterioare nu ne-au proiectat. Un moment. Procesul lui Antonescu, procesul lui Codreanu, toate. Domnule, eu vorbesc de momentul. Vreți să facem istorie acum, că după facem altă emisiune? Procesul. Noi vorbim de procesul, de procesele după 89. Procesele după Revoluția din 89. Procesul lui Ceaușescu, care a fost așa mofovită. CPX-ul, eu am apărat în CPX-ul. A fost total greșit. Nu că nu era o vinovat sau nu trebuia să răspundă penal sau politic acei oameni. Doamne păzește! Dar nu procesul ăla. A, știți cum a început procesul ăla? Ne-a făcut de râs în lume. Genocid. Genocid, infracțiunea de genocid, care eram, noi eram prima țară din lume care condamnam, dar părăgoat pentru genocid pe acești oameni. Îmi permite să spun și eu doar două vorbe. Da, să termin fraza. Nu mai putea. Așa. Ei bine, asta nu semnează că dacă aceste procese au lui Ceaușescu, CPX-ul și de alte procese au fost greșit concepute și greșit conduse, nu semnează că Revoluția Română, așa cât a fost ea, nu putea să, n-avea dreptul să tragă la răspundere penală activități care cădeau sub incidența legii penale petrecute fie înainte de momentul din 16, fie care în 16, 21 și până a luat ființă, până în 22. Ce s-a întâmplat după 22 decembrie? Nu mai este răspunderea vechiului regim, că s-a instituit o nouă putere. Noua putere era instituită în momentul în care Constituția se suspendă. Ne conducem după legile ordinare, iar actul constituțional este ăsta, toate, tot ce s-a întâmplat după aceea, nu mai pui în seama vechiului regim. O pui în seama a regimului instituit, puterii constituite. Deci lupta și pentru putere. În puterea constituită, Chițac și... E lupta pentru putere. Chițac și Stănculescu erau general, era unul ministru de nu știu ce de economie națională. Noi am plecat, dacă civil. Îmi permiteți, am plecat de la tematica acestei emisiuni, România încotro. Deci cred că ar trebui, pentru că am abordat o groază de subiecte constat aici, ar trebui, în primul rând, să încercăm să răspundem dacă România, prin prisma acestui, că am înțeles că asta este tematica acest proces al generalilor, dacă prin prisma acestui proces al generalilor putem trage o concluzie sau măcar o direcționare dacă România se îndreaptă spre statul de drept, eu dacă România se îndreaptă spre adevăr, dacă România se îndreaptă spre justiție. Nu că sunt vinovat sau nu. Asta e altă poveste. Se instalează legislația. Nu se face așa. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Dacă Stănculescu a fost ministru forțelor armate în momentul post-decembrist imediat. În 90. În 90. Da, în februarie 90. Dacă Iliescu a fost președintele CFSN. CFSN. Și CPU. Dacă Voican Voigulescu a fost viceprim-ministru, mi se pare. Da. Dacă Roman a fost prim-ministru. Da. Păi poți să scoți din context pe Stănculescu, să-l judeci pentru...